Bună seara și bine ați revenit doar la prof. Oren cu probleme de matematică, la algebră, la geometrie. Deci, o placă dreptunghiulară de faianță are desenat ca model două roburi ca în figura alăturată. Fiecare rob are latura de 10 cm, iar lățimea plăcii de faianță este de 16 cm. Aflați, area plăcii de faianță, uitați, așa vă dă. Da. Da. Deci o placă este de faianță, în formă dreptunghiulară. Uite așa, deci în formă dreptunghiulară. S-a dat. Da. Are desenat două romburi. Romburi. Adică asta este împărțită în două și încă o dată în două. Atunci înțeleg așa. Și rombul acesta, da? Deci e vorba de A, B, C, D, A, B, C, D, M, iar M, M, iar S, M, M, iar S, T și P. Și eu spun un câmp, pentru că ar fi frumos. Așa. Deci ăsta e dreptul, în gâlea sunt rogurile. Da. Și ce știm? Știm că fiecare rom are latura de 10 cm. Deci, el ies, el ies egal cu 10 cm. Iar lățimea plăcii, diferență de 16 cm. DC sau AB, AB egal cu 16 cm. Aflați area plăcii de faianță. Placa de faianță fiind A, B, C, D. Exact. Deci, prima problemă, A mic. Area de A, B, C, D. Asta înseamnă placa de faianță, da? Da, orice. Cine vă vedeați mie? Bine, da. Da. Hai să gândim eu. Area dreptunghii H, latura A, B ori A, D. Pe AB o știm și după 16. Da. Pe AD o aflăm pe AM și AM e egală cu RZ. Din triunghiul ANM, că e dreptunghic, o aflăm pe AM. ANM, în ANM, e dreptunghic aici, da? Are de fiecare acest cuvânt. Aflăm, e egală cu RZ și acolo nu... AM este cu RZ. Cu RZ. Și MQR e și el dreptunghic. Mă, Q, Q, unde e? Mă, Q, da, acolo Q. Q. E șerul dreptunghic în Q. De ce e dreptunghic? Pentru că avem acolo mă, Q, Q, e dreptunghic, R, Q, T, e dreptunghic, suma trebuie să fie 300, e de 90, suma trebuie să fie 360, cum alea două sunt congruente, că s-o puse la vârf, e 90 acolo. Acolo e 90, acolo e 90, la două sunt congruente, deci 90 fiecare, ca să fie 360. Dar de totdeauna într-un rom se întâmplă așa? Dar nu neapărat într-un rom. În... A, într-un an încerc că mă chiupă să fie de 90, ca să referim. Da, da, dar de ce mă chiupă de 90? Păi zice că două romburi... Hai să vedem atunci. Dacă sunt, sau dacă nu sunt. Numai dacă ar fi pătrate, Miruna. Da. Ori n-avem informația să fie pătrate. Trebuie să vedem dacă... Aici mi se pare că poate să...
Nu, 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 dar știm că mă, r, p, t este dreptunghi. Mă, r, t, b, e dreptunghi, da. Așa. Și... trebuie să aflui mă, r. Și vrei să aflui mă, r? Da. Mi se pare că mă r de două ori a m. Mă r de două ori a m. Ce motiv ai? Păi, duce în mijlocul lui mă r. Și pentru că trai un isoscel, o să cade în mijloc. Mă, mijlocul mă r, treci prin Q. Treci prin Q, da, și e înălătăm cu E acolo. Și e fix mijlocul. Și e mijloc acolo. Perpendicular, pică, mijloc, pentru că acela este isoscel, nu cabe discuție. Dar mă e egal cu E, R, de unde știi și cu amă? Mă e egal cu E, R, nu știu, pe asta vreau să spun. Știm că... în dreptunghiul A, N, Q, E... Da. Putem să o aflăm pe... M, Q e de 10, Q e de 8 și îl aflăm pe M, E. Deci în dreptunghiul A, M, Q e. M, Q e. Știm că M, Q e de 10, Q e. A, N, Q e, zice ea domnul. Zic M, Q e. Dreptunghiul M, Q e. În dreptunghiul ăsta, te-ai dus aici, da? Da. Știm că M, Q e de 10, Q e de 8 și îl aflăm pe M, E. Da. Deci ăsta este de 10, 10. Ăsta e de 8, 8. E jumătatea da. Lui, da? Și am aflat pe mâie. Dar știi și pe mâie, pe ăla școală. Uite, era de mâchiul, asta e de 10. Da. E o Q, e jumătate din ave. Că asta e, nu, exact, diagonale într-un rob să jumătățesc toată povestea. Da. Deci, EQ e jumătate din AB care era 16, deci e 8. Și acum 64, 6 asta este. M, E este de 6. 6. Și atunci toată asta este de 12. Bun. Mă, nu ai faptul de 12. Așa, și gata. Și gata ce? Păi gata, că știm AM, știm M, R, știm R, D și AB. AM, cât este luna? Am, nu știu, 8 și 10 și ai 100. Aceeași problemă este tot deși. Păi am zis, dar... Ai zis, dar trebuie argumentat. Și atunci am zis. Aici e 10, 8 și asta e tot 6. Deci toată asta este... 6 și 4. Și toată AD și atunci 4, 24. Da. 24, 16. Deci AD e cunoscută, da, în felul ăsta. Haideți să redactăm un pic. Ce să spunem? Oare ne ducem în triunghiul NAM, zicem, triunghiul... N, A, M, congruent cu triunghiul M, Q, E, cu triunghiul M, Q, E, da? Și de aici avem că A, M, congruent, rezultă că A, M, congruent cu M, E, egală cu M, E și egal cu 6. Adică totodată, AD e egal cu 6 ori 4, 24. Și atunci aria lui A, B, C, D este egal cu 24 ori 16, nu? Da. Și face 16 ori 24. Lățime. Lățime. 384. 384 centimetri pătrați. Da, pe centimetri. Centimetri s-a lucrat, da. Centimetri pătrați. Punctul atentă. B. Știm că romburile sunt aurii. Da, romburile sunt aurii. Aurii. Da. Iar restul plăcii verde
adâncă din suprafața plăcii este colorată în auriu. Deci blețile sunt în auriu. Numai roburile sunt auriu. Cât la sută este colorată în auriu? Din plac. Din toată plac. 50%. De ce ai zis 50%? Că acolo A, N, M egal cu N, M, O. Deci l-ai văzut pe astea toate, toate ce-a rămas, ce-a intrat. Triunghiul în afară. În afară, numărul triunghiului rămas în afară, egal cu numărul triunghiului prin semi-interior. Da? Deci dacă notezi cu S1 egal cu S2, la momentul acesta, din clipa asta totul se întâmplă perfect și atunci e clar că la punctul B, jumătate e auriu și jumătate e verde. Deci, cum redactăm așa, triunghiul, hai să notăm cu un S1, hai să notăm cu un punct O, n-am notat cu O. Triunghiul R-O-S. Triunghiul R-O-S. Congruent cu triunghiul R-D-S. Cu R-D-S. Mare nu o să mai folosesc. De ce? Suprafața toată lui ABCD este ABCD. Egal cu câte triunghiuri de acestea? 16 triunghiuri, da? Suprafața ABCD egal cu 16 triunghiuri de forma R de S. Triunghiul R de S. Suprafața aurie. Deci suprafața rombului, de două romburi, de două ori mână pe Q, de două ori mână pe Q, 8, egal cu 8 triunghiuri R de S. R de S. Acolate din asta rezultă că aria suprafețe, aria lui ABCD, egal cu de două ori aria rombului mână pe Q, plus, nu, da, de două ori aria lui mână pe Q. Da? E suficient, de două ori aria lui mână pe Q. Și atunci rezultă că aria lui mână de ce? Păi două romburi și mai sunt și suprafețele verzi, care tot deci, iar două romburi. Aria lui ABCD. Ca să fie toată aria. Aria așa, este de patru ori aria rombului ăsta. Da, unul în afară. Ăsta. Și iar unul în afară. Deci jumătate. Păi n-ați spus că rombul ăsta și cu rombul ăsta rămâne jumătate de tot? Da. Dar a zis acolo că aria lui ABCD egal cu două ori mai rombul? Aria rombului? Da. Nu. Deci aria lui ABCD e patru ori. E patru ori. Da, fără, e patru ori. Și cum noi trebuie două romburi. Exact. Da, egal cu patru ori. Atunci, de două ori aria lui MMPQ este egal cu jumătate din aria lui ABCD. 1 pe 2 din aria lui A, B, C, D. Așadar, ce reprezintă? 50%, da? Da. Deci aria suprafeții aurii. Suprafeții aurii. Suprafeții aurii. Egal cu 50%. Deci toată chestia este să fie observat două triunghiuri și componente și total acoperim cu 16 triunghiuri. Ăsta rombul 8 aurii și 8 verzi. 8 aurii și 8 verzi. Deci 50% aurii și 50% verzi. Da, asta. Ce? Câte plăci de faianță sunt necesare pentru acoperirea unui perete de lungime 2,4 metri și înălțime 2,4 metri și încă faianța acoperă până la 2 treimi din înălțime?
Deci, câte plăci de faianță sunt necesare pentru acoperirea unui perete de lungime 2,4 și înălțime tot 2,4? Ai un pătrat. Deci, un pătrat. Perete, 2,4 cu 2,4, adică un pătrat. 2,4 metri. Știind că faianța acoperă până la 2/3 din înălțime. Deci, nu tot perete. Nu, până la 2/3. Deci, împărțim 2,4 la 3. Da? Și înseamnă 0,8 ori 3, ori 2, 16, 1,60 m, da? Da. Deci, practic, atât punem. Atât punem noi faianță. 1,6. Deci 1,6 m. Trebuie să acoperim. Și câte plăci de faianță ne trebuie? Așa. Știm că placa de faianță are doar lățimea de 16 cm. Lățimea o are de 16. O avem aici. Da. Și lungimea o știm, că am aflat-o noi. Lungimea cât este? Parcă 24, da. 24, da, 24 cm. Deci câte plăci de faianță sunt necesare pentru acoperirea unui perete de lungime, așa, știind că faianța acoperă până la 2-3 din lățime. Adică asta e peretele care trebuie să acoperim el, da? Da. Nu punem până sus faianță. Punem numai 2-3. Adică un sfert, cum? Două părți. Două părți. Părți și o treime. O parte din acoperită de faianță. Asta, asta e de acoperit. Aici acoperim. Aici acoperim și acolo nu acoperim. Faianțe. Și acolo nu plăci, de ce le faianță acolo și zăm și... Câte plăci mai trebuiesc? Noi știm că o placă de faianță are lățimea de 16 și lungimea de 24. Asta e un plac. Aria sau ce? Vrea câte plăci faianță. Câte plăci băgăm. Păi o placă... Asta însumă mai așa, metri. Păi uitați-vă, 16 are centimetri o placă. Uh-huh. Și voi trebuie să puneți 1,6 metri. 10 plăci. De ce? 1,6 x 10 de 16. 10 plăci pe lățime, zice, da? Nu? Da. Chiar asta. Și pe lungime cât după aia, chiar și... Ia fugi de asta. Ia nu vreau înțelege. Ba da, hai că te duci bine. Încerc să înțelegem. Deci 24 de metri, hai să transformăm în centimetri invers să facem. Da. Cât face 2,4 metri în centimetri? Ori 1000 sau 100 de metri. Împărți decimetru. Urmă ce-o lui sunt metri. Iar nu știu unde trebuie să facem. Hai, trebuie să facem. Decimetru este aici. Decimetru, centimetru. Da. Decametru, ectometru. Kilometru. Și jos. Decimetru. Centimetru. Centimetru. Și milimetru. Și acum noi transformăm metri în centimetri. Metri. Da. Da? Ar fi 10 decimetri și 100 centimetri. Deci, facem la dreapta cu două cifre. Deci, vei da cu 240 centimetri. Da. Și o parte de 24. Și aici am avea 160 cm. Da, de 10... Și o placă cât are 24 cm. Și putem pune 10 plăci așa, da? Da, deci așa și de așa. Deci 10 l-a pus așa și... 10 în sus. Și câte sunt atunci? 10 ori 10, cât îi punem? De 10 pe unul, da, așa, da. Încă 10, încă 10, 10 rături. Cât de plăci? 100, mă, 10 ori 10, 100 de plăci. Dacă pui o rând, un rând de ăsta pui 10. 10. Și sunt 10 rânduri? Și sunt 10 rânduri, 10 ori 10, 100. Deci, a avut grijă autonomul, ca să dea dimensiunea acestea, așa fel încât o treime din 24 neacoperită să ne conducă la partea acoperită la 1,6. Da. Și 2,4 la care ia însemna lungimea unui plăci de faianță. Deci chiar deci, o de dimensiune cât se pune în număr egal. Exact. Exact. Dacă nu se cumpărea cu un număr exact de ori, atunci, dacă rămânea o jumătate de faianță, o tăiem două ori și nu ar fi fost complicat, nu prea complicat. Dar așa cum merge. Dar dimensiunea ne-a dus foarte rapid. Da? Deci, la punctul ce rezolvăm? La punctul ce spunem așa. 1,6 metri egal cu 160 cm. 2,4
4 metri și egal cu 240 centimetri. Și acum, am putea afla suprafața totală și să împărțim la suprafața unei singure plăci, 24 ori 16, și vedem că merge de 100 de ori. Dar cel mai corect este să observăm că lungimea cui al peretelui. Așa, lungimea peretelui. E o mare egal cu 240 cm. Înălțimea. Și înălțimea egal cu 160 cm. O placă. Cum o placă. Cum o placă are dimensiune. Și o putem desena placa asta, da? Da. Are dimensiune 16 și 24. Observăm că 240 împărțit la 24 egal 10. 10 plăci. Plăci. Pe rând. Așa scrie, da? 10 plăci pe rând. Da. Puse pe lățime. Da? Și 160 împărțit la 16, egal cu 10 rânduri. Da? Rânduri. Atunci total egal cu 10 ori 10, egal cu 100. Și ca să fie și mai clar, puneți aici o placă de faianță în care spuneți aici 24 și 16 și să subînțelege că ați fixat cele câte? 10 plăci. Da? Și acum, ca și rânduri spuse, rândul 1 până la rândul 10. Și până la rândul 10 de sus. Adică merge exact și ales pe desen. Da, da, 1, 10. Da, da, 1 de la 1 la 10, puncte, puncte, 10. Și de la 1 la 10 ca și rândul. Și în felul ăsta, tot ce ai spus acolo este corespondentul pe figură. E, adică, nu știu, Adi și Maria, dar e una, nu mai știe nimic din genul ăsta, adică o șosperi, fuge din probleme. Bă, nu e părat ales. Ți se par porcărioare? Nu, îi se par grele, nu înțeleg eu. Hai să mai încercăm o dată. Dar te-ai înțeles-o? Da. Deci e o problemă practică. Multimul. O problemă practică, adică, concret, să înțelegi la ce îți folosește, aici ce-a avut autorul să facă, transformările. Asta e, multipli și sunt multipli, dacă știi. Multipli și sunt multipli, transformări, ca să ai aici și de măsură, să vezi. De asemenea, haideți să recunoaștem, la punctul A, au fost acolo de văzut dimensiunile, triunghiile acelea că sunt congruente, ca să afli dimensiunea asta de 24, pe urmă ca să vezi că jumătate din romburi, că ce îți rămâne afară, e exact cu ce e înăuntru, nu? Jumătate din suprafață e prinsă între rombu, jumătate e rămas afară. Și că ce înseamnă procentajul de 5% și la procente au umblat. Deci am vrut să vadă o serie de informații. El nu vrea să fie cu chestiuni din... Și în partea practică, la ce se folosește? Și exact de a ține tasuturile de a... Ești 23 sau asta, nu ne-am făcut procente astea. Ba da, am făcut. Dar la clasa am făcut procente. La 6 am făcut. Da, păi asta e. De asta trebuie să lucrăm, ca să vă aduceți aminte. Eu am spus așa, dacă trebuie odată, Mirna, când copiii mei, fiică mea și cuginul, erau casa a 12-a, lucrase la olimpiadă, lucruri, chestiuni foarte depărate, și le-am spus, vreți să admitere? Hai să coborâm la admitere. Cum? Dar nu a fost probleme de ieșire foarte sus. Problema admiterea mai are importanță? Nu știți, fac subiecte? Nu știți. Corect. Când am dus jos, acolo s-a izbite cu chestiuni de astea, așa, banalități. Pe care există riscul să scape. Trebuie să lucrăm pe care. Și de ce trebuie lucrat?
Deci lucrăm aici și ne aducem aminte și spunem, la procente, ce este acum? Este o problemă cu afacerea procentelor. Acum, aici, în clipa asta, trebuie să mă ocupăm să vedem ce înseamnă cu procentele, da? Vă aduc aminte. Bine, uite, asta ne ocupăm. Așa trebuie, așa trebuie să înțelegem. Nu pășim peste chestiunea asta. Și la conflicte și la subconflicte. Da, dar deci asta facem ca să astupăm lucrurile alea. Ne aducem aminte repede, că o să vedeți și repede mă aduceți aminte. Sigur că da. Nu e ca la, eu știu, altă obiectă, azi înveți mâini uiți matematica. Se leagă lucrurile, da. Și mai ales dacă ne străduim să începem, începem să prindem, cum spuneam, axul principal. Deci nu memorăm formule, azi memorăm în uitat. Uite, ce înseamnă 3 pe 5 din 100? 5 din 100. 3,20. 3,5 ori 100, nu? Așa. Deci egal cu 3,5 ori 100. Egal cu 60. De acum trecem la simplificare. 60. Și facem 60. Da? Ce înseamnă 3 pe 100 din 50? 150, 3 pe 2. Înseamnă? 3 pe 2. 3 pe 2, da? Simplificăm. Deci e 3 pe 100 ori 50 și este egal cu, ai spus bine, 6, da? 3 pe 2. Simplificăm. Ei, ori de câte ori spunem 3 supra 100, nu mai scriem sub forma asta. Pe la 100. Deci 3%, așa spune, 3% din 50 este egal procent, partea care e, da? Deci trebuie o fost împărțit la 100 și luăm mai 3. 3% din 50 egal cu 3 pe 2. Da? 3% din 50 egal cu 3 pe 2. Deci care e relația care o vedem? Că procentul ori numărul de care facem egal cu valoarea procentului din număr. Deci, înseamnă că apare o formulă P la 100 ori X egal cu Y. Da? P la 100 ori X egal cu Y. Și în toate problemele cu procente, asta e formula de pas. P la 100 X egal cu Y. În foarte multe, sunt trei categorii de probleme. Prima categorie. Cunoaștem procentul pe la 100 și numărul X. Y-ul cu cine este, da? Y-ul chiar o semn de întrebare. Deci, cunoaștem procentul și cunoaștem și ce? Și numărul din care facem procentul. Exemplu. Cât reprezintă 7% din 500? 7% din 500, adică X-ul este ăsta. Înseamnă că Y-ul acela este egal cu 7 pe 100, cum am și văzut. Ori 500. 500. Care e egal cu 35. Asta înseamnă să aflăm cât la sută dintr-un număr? Cine? Care e valoarea procentului dintr-un număr? A doua categorie. Cunoaștem pe la sută și Y. Da? Cunoaștem valoarea procentului din număr. Și întrebarea este X-ul egal cu cine? Adică știm că 2% din X, nu știm pe noi, dintr-un număr X, egal cu 7. X egal cu 5. Deci valoarea 2% dintr-un număr este 7. Cine este numărul respectiv? Pur și simplu zicem 2 pe 100 ori X egal cu 7. 7.
unde e x egal, dar mai calcul algebra. Exact. X egal, 2 cu 100 simplificăm și facem cât aici, 1 pe 50. Deci x egal cu 7 ori 50. 350. Deci 2% din 350 egal cu 7. Asta ar trebui. Și a treia categorie, cunoaștem x-ul și y-ul și vrem pe la sută. Și pe la sută cât? Cum ar afla? Păi ce formă aplicăm? Pe supra 100 ori x îl cunoaștem, mai zis. Știm, egal cu y. Da? Asta e relația. Și să luăm exemplu. X egal cu cât să spunem? X egal cu 30 și Y-ul mai puțin, când noi luăm o parte. Y-ul egal cu 10. Și atunci pe 100 ori 30 pe supra 100 ori 30 simplificăm pe acolo. Da. Și vine P ori 3, 3 P, egal cu 100, nu? Da? P-ul este 100 pe 3. Nu s-a simplificat exact, nu am avut niște numere așa deștepte, dar ideea este, P-ul acela e 100 pe 3. Ca și cum ar fi 30%. Da, ca 33. Da. Să fac exact. Da, P-ul ăsta, care îl vreau eu, P la 100. Cât este? Am numărizat 25 sau 30? Da, 25. Și răspund 25%. Ați înțeles? Dacă, mă rog, altfel numele erau aici, să spunem 50, ia să zic, dacă spunem din 50, egal cu 10. Era 105, egal cu 10. Da, deci egal cu 10, atunci ce sunt? 5P egal cu 100. 5P egal cu 100, P egal cu 100 supra 5, da? Și egal cu 20. Deci este 20%. Și atunci e 20%. Procentul pe ăla, da? E 20%. Deci astea sunt. Despre procent e foarte simplu. Este o formulă, pur și simplu o formulă. Eu v-am arătat ce înseamnă o fracție dintr-un număr. Dar dacă fracția are numitorul 3, atunci trece cu pe la 100. Simplu, ca să fie foarte clar. Ce n-am mai văzut aici? Unități de măsură pentru lungime, da? Da. Unități de măsură pentru lungime. Metru este unitatea, da, de bază, dam, decametru, hectometru și kilometru. Decimetri, centimetri și milimetri. Cât înseamnă, să spunem, 73 de centimetri egal în dam, decametri. 73 de centimetri în decametri. 73.000 de decametri. Bă, de invers. E mică, e mare. Așa. În da? Mă zic. În da. 0,073. E 7,3. Cât? 7,3. Păi, da, mă, aici ce s-a ajuns? Da, mă, da. Da. Decametru, nu decimetru. Hai să vedem. Deci, la decimetru este 7,3. La metri, virgula. 0,073. Da. Că e o rugine, nu? Da. Bine. Deci aici, aici, ajunge aici. Trebuie 3 cifre. Da? 1, 2, 3. 30 mare. 30 mare. Mi-am închipit aici, m-am dus în stângă. Exact. Și a fost 0,073. 0,073. Decam. Și să te uiți ce face ca să înțeleagă. Așa, 0, 0, 0, 0. 0, 0. Dați mai 73 cm, ca să știm că am făcut. Așa, așa. Așa, m-am mai dat și 73 de cm, egal cu 0,0073. Da, mai dați. Cât face 54,3
decimetri în hectometri. Ia să vedem că notăm virgula. 1, 2, 3. Ce mi-i spune? 0,543. 0,543. Da, 0,543. 0,543. Ai zis 3. Dacă ai zis 3, 10 mari, îți mai trebuie un 0. 0,543. Da? Aia a fost virgula aici, după 4, și ea s-a dus peste 3. Deci e o lomie și acolo. O lomie. Diferența de 3 scări. Atenție multe. Dar cât face, să spunem, 10,5 dam în milimetri? Milimetri? Da. Uitați-vă, ori cât? Ori da. 10.000. Ori 10.000. Ia să vedem. Și unde sunt? 1, 0, 5, 103. 105, 0, 5, 0, 0, 0. Deci? 105.000. Este bine? Da. Păi ori 10.000. Așa. Virgula s-a dus peste 4. Aici a fost ea. S-a dus peste 4 decimale. Deci bine. Da? Deci sunt clar că mai mulți. Trebuie să vă gândiți, mai mult sau mai puțin? Atunci, exact. Când e mai puțin, ce înseamnă că viu de jos în sus, la sus trebuie să fie mai puțin și deci virgula duce în stânga. Și când sunt mai mulți, virgula duce în dreapta. O analizați un pic, vă gândiți-o. Deci, ca uite, zi mă, să vă de milimetri, cât o fie? Să fie mai mulți milimetri față de, nu? Cât de avea la da. 10 decametri. Așa. Și atunci faceți legătura și îl țineți minte. Dar la suprafață, din cât în cât crezi că? De la pătrat sau da, la pătrat. Din sud în sud, din sud în sud, de la, din jos și... Metru pătrat, da? Metru da. Pătrat. Da. Pătrat, da. Hectometru, pătrat, sanitare, da. Hectometru pătrat, sanitare. La... E fel, nu? Păi din 100 în 100 acum, mai să ne vedem. Și kilometri pătrați, decimetri pătrați, centimetri pătrați și milimetri pătrați. Și acum dacă vă spun 32,5 centimetri pătrați, câți dam pătrați au? Câți dam? Da. Ori 100... 3 spații. Un spațiu, două, trei spații. Și nu-i cu 100 la fiecare? Sigur că da. Cu 100 la fiecare, 6 de ori. De 6 de 0 ori. Da, 6 de ori. Mai mult sau mai puțin? Mai puțin. Mai puțin. Mai puțin. Mai puțin. Mai puțin. Centimetri mai puțin? Da. Da. Cât? Cu 6. Ia uitați, aveți 2 și cât de 0 mai puteți să faceți? Cât e? Deci, 2 le avem aici, mai pun 4 0 și pun 0. Exact, așa, o mai 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 2, 5, 3, 2, 5, 3, 2, 5, 5, 3, 2, 5, da. Da? Deci, înțelegem că virgula s-a dus în stânga să fie mai puțin, da? Deci de ce aducem pe vasul? 0,000325. Aici, deci mergem din cât în cât, din sud în sus, în cât. Câte două zero, nu câte un singur zero, câte două la mă voi este, frate la altă. Și la cuc din 1000 în 1000. Și la cuc din 1000 în 1000. Asta, să știți că puteți avea o surpriză de asta. Sigur. Mai ales că faceți volume acum, să vă dea acolo în centimetri cubi și de altă dimensiune.
Și acolo voi să faceți, să fiți nevoi să ajungiți la aceeași uitare măsură. Da? Nu fugim. Nu avem un control. Iată, am văzut slăbiciunea procente, am pus-o la punct, am văzut că sunt trei categorii de probleme care se formează cu procente, am văzut că aici sunteți măsuri pentru lungime, suprafață și volum, plecând de la motivul și submotivul metrului. Și acum să... Am altă problemă. Da. Deja pregătită. Așa. O piesă din sticlă are forma unei piramide triunghiulare, este ABC. Deci, e vorba de piramide triunghiulare. Este ABC, piramidă triunghiulară. Yes, ABC. ABC. Piramidă triunghiulară. Cu toate mulțimile congruente. Toate mulțimile congruente, adică S A egal cu S B egal cu S C. S A egal cu S B egal cu S C. Și înălțimea S O e egală cu 4 radicali de 6 pe 3 cm. Dar atenție aici. O piramidă triunghiulară nu spune regulată. Mm-hmm. În formă de sticlă. Cu toate mulțimile congruente. Cu toate mulțimile congruente. Aici. Și înălțimea. Și înălțimea. S-O egală cu. S-O egală cu. 4 radical din 6 pe 3 cm. 4 radical din 6 pe 3. Pe 3. Cm. Concluzie. Aflați volumul piesei SABC, adică a piramidei. Nu piramidei. Da. SABC. Lui SABC. Lui S. A. Volumul lui SABC. Uite așa. Yes, A, B, C, egal cu cine? B. Dacă M și N sunt mijloacele mușchilor AB, respectiv S, C, deci M în mijlocul AB. M aparține lui AB, dar nu oricum, ci la mijloc, așa încât. AM egal cu M, și N aparține lui S, C, așa încât S, N egală cu N, G, s-o calculăm pe mână. Mână egal cu cine? Mână egal cu cine? Da. Și ce? O albină vine, la B era asta cu mână. O albină vine de deza de sticlă și pleacă din B. Din B, de punctul B. Așa. Ajunge pe muchia ESA. Deci albina pleacă din B. Din punctul B. Da. B. Ajunge pe muchia ESA. Apoi încep. Piesa. Ajunge da. Piesa. Și pe aceea în ce se duce? Și pe urmă se duce în ce? Care este lungimea celui mai scurt drum parcurs de albine de la B la C? Ce frumos, minim, nu? Minim. De la B la C. De ce? Da. De la B la C, la drumului de ce? Da. Da. Bun. Hai să facem noi o figură. Deci o piramidă triunghiulară. Aici este o problemă, să vedem cum o gândim noi. Dacă, zice, toate unghiile, dacă ne referim și la laturile de bază. Deci, când am vorbit de piramidă, am vorbit de... Adică toate S, A, S, B, S, C, A, C, C, B și A, B. Sunt dacă la toate ne referim. Dacă toate... Toate unghiile, așa zice. Toate deci, o piesă